lume la această ediție și cu această ediție. Următoarea prezentare va fi, o invit pe Ana Maria Constantinescu. V-am povestit despre ea la început. Ea ne va povesti despre... Facebook. Oh, dar ce surpriză! Da, eu vorbesc despre Facebook. Ok, o să dau și microfonul ca să te și auzi. Și să poată Olivia să înregistreze. Asta e motivul principal pentru care vorbim la microfon. Eu nu știu că de asta până... Celul ne place. Nu, asta nu e cel potrivit. Uite-l aici, uite-l ăsta. Ăla e bun. Asta nu merge pentru că prima dată n-aveam deloc. Îi dau mesajul. Am două. Da. Ei, am descoperit. Bună, eu sunt Ana Maria Constantinescu. Este prima oară când livrez o prezentare și nu prea am emoții, dar vreau să vă mulțumesc că sunteți aici și să vă mulțumesc și pentru că sunt eu aici. Ce fac eu? Eu fac Facebook. Eu pur și simplu am venit să vă vorbesc despre Facebook. Eu mă culc, mă trezesc, dorm cu Facebook și sunt toată ziua pe Facebook și toată noaptea cât se poate. Pot fi contactat acolo, mă puteți întreba oricând orice, deci stau chiar non-stop, adică pe toate device-urile pe care le am. Și pe mine Facebook m-a ajutat incredibil de când am început să-l folosesc, din punct de vedere de networking. Eu pe Facebook mi-am creat contacte, le-am păstrat acolo și le managez zi de zi. Sunt zile în care cred că vorbesc și cu 100 de oameni din întreaga lume în acea zi, în ideea de a păstra contactul, de a păstra relația și de a rămâne în mintea oamenilor. Continuă să vorbesc. Mă păstrez acolo în mintea lor, îi văd pe net, îi răspund, n-au încotro, îi sâcâi și căutăm să găsim proiecte și chestii pe care le putem face în comun și prin care să ne putem ajuta unii pe ceilalți. Vreau să vă spun că vreau să trimit prezentarea pe Facebook, nu prin mail. Da, îmi spune de mail și am zis, păi, ai cam Facebook-ul deschis, adică... Da, eu fac totul pe Facebook. Bine, nu chiar tot. Ok, eu am intrat seara asta să vă tipăresc în minte două idei. Sunt două idei pe care vreau să le răspundesc și cu care eu cred că oricare dintre noi poate deveni un Facebook expert, poate deveni foarte bun la Facebook, să facă campanii și chestii foarte mișto pe Facebook, dacă se punește foarte bine ideile astea două. Una este ideea de cum să transmiți un mesaj în mod subliminal, iar doi este cum să creezi un trip, să trăim în triburi și să creștem triburi și să facem triburi în jurul produsului nostru. Acum, să zic despre mine. Păi, despre mine. Eu sunt un mic student, 24 de ani, îmi place și facultatea, îmi place și viața practică, m-am implicat în foarte multe proiecte. Momentan am puțin pe pauză o agenție de turism Romanian Treasure Travels, cu un brevet în turism, vreau să aduc oamenii din străinătate să-i aduc în România pe parte de incoming. Între timp îmi place foarte mult comunicarea, îmi place să comunic și fac conținut de Facebook content marketing la greu. Îmi place să scriu și am un mod de a scrie încât oamenilor le place ce fac și cum spunea Marcin Bruce de la Facebook, CMO, care a fost venit la IC Fest, trebuie să faci posturi pe Facebook astfel încât oamenii să moară de ciudă în cazul în care au pierdut unul dintre posturile tale pe Facebook. Eu chiar am pagini de Facebook pe care dacă nu am timp în timpul zilei sau în timpul săptămânii, sunt zile când revin și caut și revăd toate posturile paginilor respective. Nu vreau să ajung acolo. Întâi vreau să fac un experiment. Nu știu, să spunem că vreau să sunt o agenție, sunt o companie și vreau să vând o pâine. Și vă spun pe Facebook, iată pâinea, e sănătoasă, e gustoasă, proteine, energie, cumpărați-o. Este asta un call to action? Cumpărați dacă vedeți postul ăsta? Ar cumpăra cineva de aici? Acum da. Nu, stai, consideră, șterge un pic, consideră că n-ai văzut. Lasă imaginea, consideră că n-ai văzut. Dacă vezi un post simplu în care încerci să te conving, bla bla bla, e bună, e sănătoasă, a făcut o ubie pe toată bunicii, call to action, la final îți spun cumpără. Semnul exclamării. Cumpără cineva? Cam greu să cumpără. Cam greu să cumpără. Bine, nu ne cumpărăm încă pâinea pe Facebook. Eu cred că o să ajungem și acolo, dar momentan nu o cumpărăm. Să zicem că e un pic mai engaging. Nu știu. Pâinea asta te are grijă să nu se depună nicăieri. Cumpără-o. Parcă ne mai gândim un pic, că nu se depune, zic ăștia aici că e sănătoasă asta. Dar dacă îți spun, bread is life, buy a life. E un pic subliminal, adică, nu? Am ieșuat cu postarea asta. Ideea e că trebuie să faci chestiile cât mai funny, cât mai engaging, cât mai
Nu știu, omul trebuie să se și distreze. Un alt insight pe care l-am luat de la ICFest este că postul tău pe Facebook trebuie să fie, în primul rând, un pic entertaining, să distreze oamenii, trebuie să fie un pic informativ, să-i dea omului o informație, să considere că este util să piardă timpul citind postul tău pentru că se hrănește cu o informație și să fie cât mai la obiect, cât mai scurt. Unii nu au răbdare, scuze. Da, unii nu au răbdare, dar îți spun simplu, bread is life. Nu ți-am furat prea mult timp să citești. Nu? Deci nu prinde post, oameni șoară, nu? Nu știu, lumea deja fuge de pâine. Eu zic că e ok să și greșim, mai învățăm din greșeli, important e să fail fast. Da, deci hai să trec la celălalt slide. Ok, acum să... Aia era ideea cu cum să fii subliminal, dar mă sigur există mai multe metode de a fi subliminal, putem să discutăm, să dăm mai multe exemple. Acum să trec la ideea cu cum să construim triburi. Asta am luat-o foarte puternic, m-am marcat și a lăsat-o asupra mea, Seth Godin, pentru că el este cu triburi, l-a scris și o carte, am fost și la o conferință unde ne-am prietenit foarte tare și a fost genial omul și pe mine m-a impactat și mi-am dat seama că așa este, trebuie să construim triburi. Triburile sunt tot ceea ce ne dorim cu toții. Ai un produs, vrei să-l vinzi, trebuie să-l vinzi în cadrul unui trib. Tribul ăla trebuie să aibă oameni care se găsesc reprezentați de produsul tău, se găsesc atașați emoțional, se simt că produsul respectiv îi reprezintă, pur și simplu. Ok, ce avem nevoie în cadrul grupului ca el să fie un trib? Avem nevoie de un interes comun, cu toții să împărtășim același interes și un mod de a comunica. De exemplu, lumea SEO PPC. Suntem toți aici pentru că toți suntem interesați de SEO, de PPC, de online marketing, de cum să vindem în social media. Am dat un Google search pe termenii lumea SEO PPC și am găsit 48.000 de match-uri în Google. Deci, tot tribul ăsta de lume SEO PPC a creat și există 48.000 de match-uri. Deci, suntem un trib, noi ăștia de aici și restul lumii care creează conținut și indexăm și găsim chestii despre lumea SEO PPC pe Google. Încă o chestie, triburile au nevoie de leadership. Cineva, o persoană sau anumite persoane trebuie să conducă. Oamenii au nevoie de conexiune și de creștere și de tot timpul de ceva nou. Pentru că ne plictisim foarte repede. E clar, suntem generația care nu mai are răbdare, nu mai așteaptă, numai câteva secunde trebuie să ne prindă ceva atenția, pentru că altfel ne plictisim imediat. Și tot timpul vrem schimbare. Dar nu ai un trip fără un lider, exact cum nu ai niciun lider fără un trip. Adică n-aș putea să fiu un lider dacă nu am tribul pentru care să fiu un lider, cum nici tribul nu poate fi trip dacă nu are liderul pe care să-l urmeze. Adică toată lumea să urmeze un om sau mai mulți oameni care încearcă să facă ceva împreună, cum sunt membrii lumii SEO PPC, care încearcă să creeze acest environment plăcut în care noi să venim, să putem discuta și să putem schimba păreri și insight-uri și tot ce înseamnă lumea asta în care cu toții ne învârtim. Și în același timp să fii parte din trip înseamnă să găsești o chestie care te reprezintă pe tine. Sunt aici pentru că îmi place social media, e o chestie care e a mea și mă reprezintă și în același timp e a voastră a tuturor. A voastră, ok, nu a dumneavoastră, nu suntem prieteni. Aceeași chestie o aveam de spus pe care spunea Alex, că Facebook-ul și toate canalele sociale până la urmă sunt despre oameni, fiindcă oamenii vor să păstreze legătura și să rămână în contact. Chiar aveam multe idei care mi se pare că dacă încep să le spun din nou, ar părea că ne-am făcut prezentările împreună și îi spune că am copiat de la tine. Și o să vă spun o poveste foarte frumoasă, un exemplu de best practice, despre o companie, despre o tipă, despre cum s-a dezvoltat un business și cum a ajuns doamna respectivă să vândă, utilizând digitalul și utilizând internetul și social media. Nu știu dacă știți despre The Cambridge Circle Company. Este o companie din Marea Britanie, mai specific este vorba despre o doamnă care era casnică în casă cu doi copii, îi creștea în partea de countryside pe lângă Cambridge și pur și simplu într-o zi le cita Harry Potter copiilor. Și de acolo a fost inspirată de ghiozdănelul lui Harry Potter și a început cu o investiție de început de 600 de lire sterline, a început să creeze ghiozdănele și să le vândă în online. Deci în casă, casnică copii, producea geduțele, ghiozdănelele și le... The Circles și le vindea online. Ce spune ea?
cum a început să le vând? A produs gentuțele, bun, și acum ce fac? Le am aici în casă, copiii s-au culcat, ce fac acum? S-a apucat și seara de seară trimitea mail-uri. Trimitea mail-uri, făcea research pe internet și trimitea mail-uri către blogger. Bloggerii, ușor, ușor, au început să se sizeze și au scris despre ea. Aici este The Family, este o organizație care încurajează antreprenoriatul din Paris și este o conferință la care tipa a spus: am trimis 300 de mail-uri în fiecare zi bloggerilor. What my husband called nagging, I now call it was disrupting. Ea pur și simplu a inovat și a găsit modalități de a-și vinde genițele fără să aibă magazin, fără să aibă prăvălie, fără pur și simplu să folosească online-ul. Mi s-a părut un exemplu bun de dat, în ideea că când vrei să creezi un trip, trebuie să o faci cu toată pasiunea și cu toată dedicarea și să-ți dorești foarte mult. Nu poți să te apuci pur și simplu să faci un trip, să creezi o comunitate de oameni. Sună urât, trip, mie îmi place foarte mult, se pare motivant, mi se pare exact ce vrei să creezi dintr-o pagină de Facebook. Un trip. Un trip de oameni care împărtășesc aceleași chestii comune, aceleași particularități care îi aduc și unesc și îi aduc împreună. Iar povestea mi s-a părut totodată, când vrei să creezi o comunitate, trebuie să ai și un storytelling foarte bun, să ai o poveste în spatele căreia să poți, din spatele căreia să poți vinde ce ai de vândut. Iar aici este Giuseppe Zocco, partener al fondului de investiții Index Ventures, care tot așa mi s-a părut relevant ce spune: building a brand, engaging a community and selling the products have never been so easy. That create amazing opportunities. Se referă la ideea că dacă ești disruptiv și știi să folosești cu folos maxim, să eficientizezi toate canalele de social media pe care le avem la dispoziție, poți cu siguranță să-ți creezi propriul brand, să-ți vinzi produsele și să ajungi la investiții din partea unor investitori mari. Cam atât. Deci cu triburile și cu mesajele subliminale. Asta am vrut să transmit în această seară. Întrebări, ceva, mai dau un exemplu de un mesaj subliminal, o idee, ceva să... Na, am rămas fără cuvinte. Ai venit așa multe emoții la final, mai copleșit și pe mine. De obicei sunt cel care zice multe și copleșește pare. Mulțumesc mult, o prezentare extrem de emoționantă așa și pasionată. Pasională. Cu pasiune avem trebuie să fie așa. Cu pasiune, da. Am o întrebare. Ai spus că ai scopul pentru postările pe Facebook. Vreau să te întreb practic că postările înseamnă un text, da, cu o imagine care se creeze, ok, și mai departe, dacă crezi textul respectiv și pun un link către un anumit site sau te referi doar la o postare și în principal punem link-uri către bloggerii care au scris despre produse, punem... Depinde, trebuie să ai o strategie. Am zis, trebuie să fii informal, trebuie să-i dai omului să-l hrănești cu informații, trebuie în același timp să fii și entertaining, să-l distrezi, să nu se plictisească cu prea multe informații, să nu mai facă față să citească, oricum se plictisește repede și nu citește. Trebuie să atingi mai multe puncte. Ori pentru asta îți faci o strategie. Postezi, de exemplu, nu știu, postezi din dimineață, postezi partea informativă ca omul să stea să citească. Mai spre prânz, când iau o pauză de masă, îi postezi ceva în casă. În principal, faci trimiteri către link-uri, fie ele blogger care au scris despre tine, fie ele publicații, fie ele chestii interesante, orice vrei să șeruiești, faci și postare cu link. Nu toate sunt cu link, dar faci și cu link. Da, dacă trimiți către un link care are o anumită informație, totul și scrie informația respectivă în sensul în care ai scris postarea pe Facebook. Depinde. Pot să găsesc într-o publicație ceva foarte interesant, reprezentativ brandului și să vreau să share-uiesc asta ca o, ca o idee de, în ideea de asociere cu imaginea respectivă, cu ce spune articolul respectiv, legat de industria din care este produsul respectiv. Deci depinde. Nu faci tot timpul numai cu link-uri, mai pui și poze. Merge foarte bine cu pozele. Deci ajungi la un reach extraordinar, fotografiile sunt cele mai ok, că e ideea de visual social media. Da, videourile se cam bat tare. Mai avem un cazul postărilor. Există și reacții negative. Cum tratezi
Nu neapărat reacții negative, dar este membrii care au reacții negative și de ce e bine sau nu e bine să citești comentarii. Știi că totodată și negativ feedback is still feedback. Și bad PR is still PR. Adică aici vine vorba de community management și mai ales comment management. Cum îți manageuiești comentariile care îți vin? În principal, tu trebuie să răspunzi drăguț la orice dobitoc care îți spune, băi, ești proastă și du-te acasă. Și tu îi spui, băi, drăguțule, nu sunt chiar așa proastă, hai să mă ajut să înțeleg de ce m-ai făcut proastă. Analizez puțin situația. Dacă vine din partea unui om influent în social media, vezi că are 20.000 de follower și ajungi chiar să-l abordezi personal și să afli, să afli ce anume l-a deranjat și cum a ajuns el. Nu mă refer neapărat la comentarii negative. Ce mi se întâmplă acum este pe anumite postări și pe anumite poze și găsesc comentarii în care nu-mi dau seama dacă ar trebui să răspund sau nu. Încep să vorbească între ei, n-ar vrea nici să mă fac, dar nu vreau nici să fie 10 comentarii și eu să n-am nicio legătură, până la urmă să fie o pagină de ce deschisă. Și nu înțeleg dacă ar fi cazul să intervin. Depinde de comentariile dintre ei. Dacă, de exemplu, deja ai niște ambasadori care ei răspund în favoarea ta, eu zic să-i lași pe ei să facă treaba, deja te-au scutit, adică deja întărește mai bine ceea ce faci tu ca brand. Adică dacă deja ai ambasadori care îți iau apărarea, mi se pare că ești you're doing great. Adică poți să intervii în funcție de cum simți. Poți să nu intervii, adică e, trebuie să... Cred că este ok, adică ai lăsat oamenii să-și vadă de treaba lor. Mai avem o întrebare. Ai vorbit de câteva ori de disruptive marketing. Și vreau să știu dacă aici te referi sau e cam același lucru cu interruptive marketing, pentru că, în general, partea asta de în social media, de content marketing, de blogging și community building face parte mai mult din sfera inbound marketing. Unde disruptive activity și mai mult de inbound versus interruptive, disruptive pare mai mult din partea de interruptive. Aici mă referam mai mult la povestea tipei cu The Cambridge Zapier Company, care acum câțiva ani cu blogurile nu erau chiar atât de... Oamenii nu se gândeau să pur și simplu să acceseze bloggerii, să-i contacteze, să facă reach out și să ceară să scrie despre ei. Tipa a venit cu ideea și a făcut chestia asta. Depinde cât de mă refer la cât de inovativ ești tu în abordarea cu oamenii cheie, KOLs, Key Online Leaders, care ar putea scrie despre tine și te-ar putea face featured in publication and stuff. Adică să ajungi să fii publicat în cât mai multe locuri în care probabil nici te gândeai că o să ajungi. Și bloggerul e un început bun, pentru că bloggerul față de o revistă sau de un ziar, el nu are un spațiu limitat în care să zici, bă, nu mă încadrez, că nu mai am rupt niciunde să pun articolul despre tine. El are un spațiu unlimited, unde poate scrie orice despre oricine, trebuie doar să știi cum să-l abordezi și să-l convingi că e foarte mișto să scrie despre tine, pentru că o să aibă un readership și un reach foarte mare. Ai zis asta pe respirație? Nu știu, să-ți facă un pic unul. Îți mulțumim mult de tot! Mulțumesc! Da, absolut, absolut. Mulțumesc. După ce mai